Deci fata lui tata mi-a adus de mâncare, borfot, stricat, am lăsat-o să zice de o drăguță, șerăviche, era stricat. E pe aici, am putrezit. Am mâncat pâine uscată, acum mai am o pâine uscată, cu niște zahăr și cu apă. I-am dat telefon pe la 1 sau 2, am rugat un băiat să-i dea telefon, fata lui tata a vorbit cu băiatul ăla și ăsta i-a zis, da, dui mă, să nu ne aducă de mâncare țigări, nes, ce știe? Și bani, dar eu vreau bani, în sfârșit. Data trecută, nu știu, eu cred că a trimis pe cineva, n-avea ideea. Mi-a ciordit din bani, trebuia să-mi aducă două sacoșe de mâncare, a ajuns doar o sacoșă de borhot. De lături, așa se zice la mine, dar lături. A făcut și alături, ea nu mai știe să facă mâncare, e lături. Dar lături stricate, noi lăturile care le dădeam la porci, eu cred că vorbesc ca un porc. Îți place o fată, dar tu ești culafă. Eu de ce? Eu sunt porc. Dar dacă e sor, mai e scroafă. Deci de la un porc către o scroafă. Scroafa mea a trimis al porc. O scroafă cu cine se poate fute, că cu un porc. Și dar porcul ăla e godac de la mic. Cum? E dac? Nu, e godac? A intrat porcul și o rudă guinea. Așa. A ciordit în bani, că soră mea oricum nu se dezmite, îmi temea 25 sau 30 de lei. Dar acum aveam 15 lei pentru 7 zile sau 8 sau 15 zile, depinde când vine aia pizda de acolo, în suburbii, în primăveri, nu știu unde. Că aici nu mai e, că m-am de câte ori la aia la ușe pula. Nu se auzea nimic. Deci nu mai locuiesc acolo. Mai bine mamă cu tata când se cazează pe la către spital. N-au ce face să fie, să-și facă și ei prieteni. Și mi-a lăsat 15 lei. Noi o să vorbim mai despre bani. Deci, pentru 7 zile, 15 lei înseamnă 2 lei pe zi. Bravo! Gogule! Piggy! Miss Piggy! Așa o să zic acolo. Miss Piggy. My dear Miss Piggy. 15 lei înseamnă 30 de eurocenți. Hai să nu gândim în eurocenți, că încă nu avem euro. Eu n-am văzut euro, cred că tu ai văzut. Înseamnă 2 lei pe zi. Nu mi-a ajuns nici măcar de o cartelă de metro. Pe zi. Ia zi ceva. Eu am rămas fără mâncare în primele două zile. Că am rămas. Din 4 pachete care mi le trimiteai pentru 7 zile de țigări, că ești amărâtă, n-are bani. E la fel ca Elena Udă, de-aia te cheamă și pe tine. Ia o zi, aia n-avea bani și a vândut ultima casă. Aolo! Elena Udrea, vină la băiat! Avem aceiași ani, tu ești puțin mai bătrână cu câteva luni, dar nu contează. Te cazezi în dormitor, am un dormitor, ți-l decorezi tu cum vrei și te las în pace. Eu stau aici, nu te afișez, dacă vrei ne afișăm pe YouTube amândoi. Băi, sunt cu Elena Udrea, zic, ce zici? Și ai un barat, băiat sărac. Iar să zic barac, cum era la baracă, o mamă. Nu, băiat sărac. Și după aia mă educi să-mi revin. Să mă fac frumos. Să nu mai am nici pic de chin. Poate vorbești cu sora, că aia o să fie leșinată. Așa îi place. Îi place autoritățile, autoritatea. Sau... vorbești cu ea. A, bună, doamna Răducu. Că o cheamă doamna Răducu, știi? Aia, bună. Bună, doamna, Udrea! Ce a zis? Fac eu, a zis Undrea. Cum Undrea? Undrea, de-aia de iarnă. Croșeta, Elena Udrea croșeta, e Undrea. Cum e luna aia? De-aia zici că a venit după lună. Nu mai stă pe pământ, nu mai știi ce aia oameni.